Primăria municipiului Suceava va realiza un proiect pentru lucrări de reabilitare și consolidare la blocul 48A, cunoscut și sub denumirea de blocul Groazei. În acest sens, de la bugetul de stat, municipiul Suceava a primit 34.000 de lei, banii urmând a fi folosiți pentru expertizarea la risc seismic al respectivului imobil. Potrivit primarului Ion Lungu, ulterior, cu fonduri de la bugetul de stat, dar și cu alocări din visteria locală, se va trece la consolidarea imobilului în cauză. Municipalitatea suceveană a mai avut o tentativă de acest gen, încercarea eșuând din cauză că proprietarii garsonierelor nu și-au dat acordul. Primăria municipiului Suceava a primit o sumă mică, dar a primit 34.000 de lei destinată elaborării proiectului pentru expertiză tehnică clasa 1 de risc seismic, ceea ce înseamnă blocul 48A. Deci aici spune foarte clar să ni se dau banii pentru realizarea proiectului, lucrărilor de intervenție, de consolidare. Noi acolo am mai avut un proiect care nu s-a putut finaliza atât de faptul că nu am avut acordul proprietarilor. Am văzut că chiar astăzi, dacă am înțeles eu bine, se va discuta în ședință de guvern modificarea legii în așa fel încât, nu știu, să vedem majoritățile care vor fi necesare pentru acordul la reabilitare seismică, pentru că acum trebuia 100%. Dacă unul nu era de acord de pe scară, nu, sau, mă rog, din imobil, nu se putea face acea reabilitare. Am înțeles că astăzi chiar guvernul va modifica legea și atunci sperăm de această dată să reușim. Repet, noi am mai avut pe Ministerul Transportului, că sunt primar, un asemenea proiect, dar datorită faptului că proprietarii de acolo, pentru că primăria municipiului Suceava are numai 16 garsonieri în blocul 48A, restul sunt din 60 cât sunt ele, restul sunt proprietate private, iar dacă cei de acolo, proprietarii, nu au fost de acord, n-am putut implementa un proiect la fel promovat pe Ministerul Transporturilor. Sper de această dată, cu modificarea legii, să putem reabilita acea clădire de risc seismic și să vedem și în ce condiții, ce sprijin vin de la guvern, dacă mai trebuie să pună autoritatea locală, proprietarii vor vedea exact cum se modifică legea. Blocul 48A este cunoscut și sub denumirea de blocul Groazei, având structura de rezistență afectată de infiltrațiile de apă. Imobilul prezintă serioase degradări în zona grupurilor sanitare, zidurile respective stând să cadă. Din cauza afectării armăturilor, planșeile se pot prăbuși chiar sub propria greutate, nemai luând în calcul și ceea ce se poate întâmpla în cazul unor mișcări seismice.